Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Bună ziua! Sunt Ștefan de la emisiunea E ora ta. Miercuri, Mihaela și Liviu sunt invitații noștri. Prin intermediul noastră o să le arătăm câteva imagini din... De unde au locuit. Puteți să ne arătați camera lor? Haideți să mergem, vă rog. Poftiți. Vă rog. Aici era baia, baia lor, noi avem baia separată. Haideți să vedem camera. E dormitorul lor... Dacă au plecat de vreo 12 ani, la fel a rămas. La fel a rămas, nu s-a schimbat nimic absolut. Aici, Eliviu, da? Când l-a dus prima dată la maternitate să-l alăpteze maică-sa. Eram acolo, că n-am dormit toată noaptea, am stat la maternitatea de la filantropie, s-a născut el. Și mânca aici toată familia, se întindea o masă, mi-a spus că găteau câte... 2, 3, 4 feluri de mâncare. Și asta era situația, și fiecare, cum să zice, ce-i plăcea. Ce-i plăcea. Ce-i plăcea. Dacă fi odată împreună, să fiu cu toți odată la masă, vă dați seama cum se simte un părinte. Îmi vede toată familia în jurul lui, toți copiii și nepoții. Era așa, cum să zic, nici nu-ți venea să crezi. Ca un vis, da. Exact, ca un vis, pe cuvântul meu. Nici nu venea să crezi, nici nu mai putea să mănânc câteodată. Mă sătura numai când îi vedeam pe ei la masă. La masă, da. Eu de 2 ani i-am adus nepoții, i-am adus în vacanța mare, i-am adus eu aici. Și zice, mă, tătai, mă, zice, totul mi-e piace aici, totul mi-a piace. Hristos a înviat, la mulți ani, și vă urez un Paște fericit. La mulți ani, vă pup și vă iubesc. From Romania to San Marino, deci tata socru acolo cu vinișul.